Apostolul, Evanghelia. Apostolul și Evanghelia de duminică, în săptămâna a treia, după pogorârea Sfântului Duh. Citire din Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel. Fraților, fiind îndreptați din credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru, Iisus Hristos, prin care am avut și apropiere, prin credința la harul acesta, în care stăm și ne lăudăm într-o nădejde a slavei lui Dumnezeu. Și nu numai atât, ci ne lăudăm și în suferințe, bine știind că suferința aduce răbdare, și răbdarea încercare, și încercarea nădejde. Iar nădejdea nu rușinează, pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre prin Duhul Sfânt, Cel dăruit nou. Căci Hristos, încă fiind noi neputincioși, la timpul hotărât, a murit pentru cei necredincioși, căci cu greu va muri cineva pentru un drept, dar pentru cel bun poate se hotărăște cineva să moară. Însă Dumnezeu își arată dragostea Lui față de noi prin aceea că pentru noi Hristos a murit când noi eram încă păcătoși. Cu atât mai vârtos, deci, acum, fiind îndreptați, prin sângele Lui, ne vom izbăvi prin El de mânie. Căci dacă, pe când eram vrăjmași, ne-am împăcat cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu atât mai mult, fiind împăcați, ne vom mântui prin viața Lui. Amin. Sfânta Evanghelie de Duminică, în săptămâna a treia, după pogorârea Sfântului Duh. Citire din Evanghelia de la Matei. Zisa Domnul către dânsii, luminătorul trupului este ochiul. Dacă va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar dacă ochiul tău va fi rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă lumina care este în tine este întuneric, cu cât mai mult va fi întunericul. Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul va urâ și pe altul va iubi, sau după unul se va ține și de celălalt nu va avea grijă. Nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și lui Mamona. Drept aceea vă spun vouă să nu vă îngrijiți pentru viața voastră gândind ce veți mânca, orice veți bea, nici pentru trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în hambare, și Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Au nu sunteți voi cu mult mai presus de ele? Și cine dintre voi, oricât și-ar pune el mintea, poate să-și adauge la statura sa un cot? Iar de îmbrăcăminte, ce vă îngrijiți? Luați seama la crinii câmpului cum cresc. Nu se ostenesc, nici nu torc, și totuși vă spun vouă că nici Solomon, în toată mărirea sa,
nu s-a îmbrăcat ca unul dintre ei. Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este și mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu în acest fel o îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi, o puțin credincioșilor? Deci, să nu duceți grijă zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, căci toate acestea le caută păgânii. Doar știe Tatăl vostru cel ceresc că aveți nevoie de toate acestea, ci căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui, și toate acestea se vor adăuga vouă. Îți mulțumim, Părinte Ceresc, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, pentru că în această Sfântă Duminică ne-ai dat răspuns pentru toate îngrijorările noastre și ne-ai arătat că mai presus de toate este căutarea împărăției tale, celei cerești. Amin.